Inițiativă inedită în lumea artiștilor. Artista epocii de aur Margareta Păslaru adună vocile marilor artiști, precum Maia Morgenstern, Monica Davidescu sau Stella Popescu, în cel mai nou album muzical. Solista donează încasările din vânzarea CD-ului către artiștii vârstnici cu probleme de sănătate. Margareta Păslaru lansează un nou album intitulat Stelele filmului cântă, dedicat artiștilor cu probleme de sănătate. 21 de compoziții proprii, așa încât, într-adevăr, este o muncă de echipă pentru artiștii vârstnici cu probleme de sănătate care s-au retras din, atât de pe scenă cât și de pe ecran. Așa cum spune și numele albumului, peste 20 de actori de renume au contribuit la realizarea albumului caritabil. Pentru mine a fost o onoare, un privilegiu să mă aflu în preajma domniei sale. Bunul ăsta este făcut de Margareta, de pasiunea ei, îndemnată de pasiunea ei și de dorința ei de a face bine și frumos. Eu sunt foarte emoționată. În copilărie, evident, eram bucurată de cântecele pe care Margareta Păslaru le cânta la televizor sau la radio. Și iată-mă acum, ajungând să cânt împreună cu dumneaei. Artista a împlinit vârsta de 72 de ani.